Dragi prieteni, aș vrea să fac un live foarte scurt în seara aceasta, pentru că este sâmbătă seară și cei mai mulți probabil nu vreți să ascultați predicuțe sau live-uri sau alte lucruri. Sau cel puțin nu ar trebui să fiți predispuși să ascultați lucrurile astea. Totuși, vreau să vă las un cuvânt de pregătire pentru ziua de mâine. Din nefericire, probabil că cei mai mulți credincioși, mă refer la credincioși născuți din nou, oameni care îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu, nu se mai așteaptă la foarte multe de la ziua de duminică, ziua în care se duc să închine la biserică, la adunare sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Și lucrul acesta este o tragedie. Cei mai mulți oameni se duc la biserică pentru a consuma un program. Unii dintre ei se duc exact ca la mol, degustă câte ceva ce este pe acolo, unii nu se duc la prima parte că e rugăciune, alții se duc direct la predicare, alții se duc dacă sunt evenimente speciale și așa mai departe. În fine, pe scurt, este trist, este tragic pentru că întâlnirile adunării ar fi trebuit să fie cu totul și cu totul altceva. Perspectiva celor mai mulți cu privire la întâlnirea adunării este una pur naturalistă, da? Ne așteptăm să fie un program, o slujbă din anumit fel care să împlinească poate într-o anumită măsură preferințele noastre, gusturile noastre, obișnuințele noastre, tradițiile noastre și așa mai departe. Ne ducem să fim satisfăcuți cumva, religios, să fim satisfăcuți ceremonial. Omul are o nevoie de a-și împlini o anumită tradiție, de a-și împlini un anumit obicei religios, de a-și face ritualul, de a-și împlini ceremonia, de a simți că a făcut ceva față de Dumnezeu. Este natura noastră lucrul acesta. Dar nu asta a fost intenționat de Dumnezeu să fie slujba adunării. Nu asta a fost intenționat de Dumnezeu să fie slujbele la templu, la cort. Cu atât mai puțin slujbele adunării. De aceea vă las pe scurt câteva cuvinte despre modul în care fiecare dintre noi putem contribui, bineînțeles, prin călăuzirea Duhului Sfânt, prin puterea Duhului Sfânt, la a face întâlnirile adunării, cred eu, supranaturale. Acum, pentru unii s-ar putea să vi se pară asta o blasfemie. Domnule, cum să pot face eu ceva ca să se întâmple supranatural în adunare? Supranatural depinde doar de Dumnezeu. Este adevărat lucrul acesta. Însă, întotdeauna în Scriptură vedeți că atunci când s-a manifestat Dumnezeu supranatural, a existat întâi o lucrare a lui Dumnezeu în oamenii care s-au întâlnit împreună și în urma plecării acestor oameni înaintea lui Dumnezeu, în urma rugăciunii acestor oameni, Dumnezeu a lucrat. Cu alte cuvinte, înainte ca Dumnezeu să se manifeste, Dumnezeu lucrează în noi, cei care ne întâlnim împreună. Așa că vă dau câteva sfaturi, frățești. În primul rând, roagă-te înainte să te duci la biserică. Poate cei mai mulți credincioși iasă din casă trăgând unii de alții, haide să nu întârziem sau haide să ajungem toți la mașină, pac, 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 grămadă, gălăgii și așa mai departe și se duc într-o atmosferă total nepotrivită în locul în care ar trebui să le experimenteze pe Dumnezeu. Total nepotrivit. Tu ar trebui să înțelegi că în biserică trebuie să se întâmple ceva supranatural. Ca tu să fii sfințit în biserică, ca Dumnezeu să-ți vorbească, ca Dumnezeu să mântuiască pe cineva, e nevoie de o intervenție supranaturală a lui însuși Dumnezeu, nu a unei persoane, nu a unui predicator, nu a unui evanghelist. Nimeni nu poate să vină vreun evanghelist cu vreun depozit din ăsta de ungere sau de putere spirituală să facă ceva în adunare. Nu există așa ceva. Acolo este nevoie de o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu. Și dacă noi nu avem la degetul mic miracolul, nu avem la degetul mic intervențiile supranaturale ale lui Dumnezeu, nu avem la degetul mic prezența lui Dumnezeu, manifestarea prezenței sale, înseamnă că depindem total de Dumnezeu și singurul mod în care putem să primim lucrul ăsta de la Dumnezeu sau lucrul acesta este să îi cerem lui Dumnezeu, să-L implorăm pe Dumnezeu, să strigăm la Dumnezeu, Doamne, lucrează Tu, da? Și lucrul acesta trebuie făcut de acasă. Trebuie să te duci cu o atitudine potrivită de acasă, da? Să te rogi lui Dumnezeu ca să se întâmple lucrul acesta. Gândiți-vă la următorul lucru, dacă sunteți surori care ascultați live-ul ăsta. Cât timp stați duminică dimineața în fața oglinzii? Eu nu spun să nu stați, deci mă înțelegeți greșit. Cât timp vă pregătiți, vă aranjați, vă dați cu tot felul de lucruri. Cât timp vă pregătiți poșetuța, lucrurile pe care le luați la adunare dacă aveți copii. Cât timp dați pentru lucrurile astea și cât timp dai pentru rugăciune. Înțelege că
Nu-i vorba despre cum arăți tu la adunare. Nu-i vorba despre ce o să spună celelalte surori despre tine. N-are nicio treabă întâlnirea adunării cu lucrul ăsta. Asta valabil și la bărbați, și valabil și la surori, valabil și la copii, valabil la toată lumea. Nu despre asta este vorba acolo, ci este vorba despre o întâlnire reală a bisericii, a trupului Domnului Iisus Hristos cu capul ei. Este vorba despre o manifestare reală a prezenței lui Dumnezeu. Asta ar trebui să ne așteptăm. Din păcate nu ne mai așteptăm la lucrul acesta. De ce? Pentru că atât de mult timp, atâția ani de zile, n-am experimentat lucrul acesta, că nu ne așteptăm. Nu ne așteptăm ca la rugăciune să se întâmple ceva special. Dovadă este faptul că în cele mai multe biserici baptiste, de exemplu, ora de rugăciune este cea mai puțin frecventată oră din toate slujbele care există. Cel mai puțin frecventată. De ce? Pentru că oamenii nu se așteaptă să se întâmple ceva la ora de rugăciune. Adică chiar în momentul în care ei se duc să adreseze lui Dumnezeu, sunt cei mai puțini oameni. Este o tragedie. Rugăciunea a devenit cenușăreasa bisericii. De ce? Pentru că înainte să ne ducem la biserică, dacă avem copii, cum am eu doi, tragem de ei, îi îmbrăcăm, ne trezim prea târziu, petrecem prea mult timp în fața oglinzii, petrecem timp la mâncare, la tot felul de lucruri, dar nu ne-a luat timp ca toți să stăm. Dom'le, unde ne ducem? Ce facem? Ar trebui să ne oprim. Dom'le, ce facem? Unde ne ducem duminică dimineață? De ce să facem o slujbă? De ce să împlinim o ceremonie? De ce să împlinim niște ritualuri? Sau mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu? Sau vreau ca eu împreună cu frații mei să-L văd pe Dumnezeu? La propriul ochii sufletului meu să aibă o descoperire a slavei lui Hristos. Să văd ceva din El din nou. Să înțeleg mai profund Evanghelia. Să mă atingă mai puternic Evanghelia. Să fiu sfințit, să fiu transformat, să se întâmplă ceva în mine. Ar trebui să ne întrebăm lucrul ăsta. Și dacă ne întrebăm lucrul ăsta și dăm un răspuns corect la ce ar trebui să se întâmple la biserică înainte să plec din casă, voi petrece timp în rugăciune. Te aștept să te duci la biserică și spui: a, predica a fost slăbuță. De câte ori v-ați rugat pentru cei care predică duminică dimineață? Ușor să judeci pe predicatorul cu tare. Mă, nu prea au avut har dimineață fratele cu tare. Nu prea au avut ungere fratele păstor. Nu prea s-au pregătit. Și așa mai departe. Tot felul de lucruri. S-ar putea să ai dreptate. Dar ce ai contribui tu la predica lui? El să-și facă treaba. Nu e așa. Audiența face jumătate din predica celui care predică. Cel puțin jumătate. Vă spun, și dacă el nu s-ar fi pregătit, Dumnezeu, de dragul audienței care s-a dus acolo cu așteptări, care s-a dus în rugăciune, care s-a dus contribuind la ceea ce se întâmplă în dimineața aia în biserică, Dumnezeu va da har predicatorului respectiv. Ascultați-mă! Dumnezeu îi va da har. Dumnezeu se folosește și de un măgar dacă e la amvon ca să dea hrană poporului lui. Dacă poporul se duce în rugăciune, dacă poporul a strigat la Dumnezeu, dacă poporul a chemat pe Dumnezeu, dacă poporul s-a sfințit în rugăciune înainte și a implorat pe Dumnezeu ca Dumnezeu să vorbească, ca Dumnezeu să lucreze în adunare. Asta s-ar întâmpla. Din păcate, repet, de asta mă fac vinovat și eu și probabil că și dumneavoastră, ne ducem la biserică fără rugăciune. Ne ducem ca și cum acolo s-ar întâmpla ceva pur natural. Ne ducem acolo pentru a asculta un discurs. Nu de discursuri are nevoie biserica. Nu de predici homiletice are nevoie biserica. Rea homiletica, nici vorbă. Nici vorbă de așa ceva. Ci vreau să spun că în absența prezenței și puterii lui Dumnezeu, totul este egal cu zero. Predica predicatorului sau a păstorului va avea efect sfințitor, iluminator, mântuitor, doar dacă acolo este o manifestare a prezenței și a puterii lui Dumnezeu. Roagă-te înainte să te duci la biserică, pentru că ceea ce trebuie să se întâmple acolo este ceva supranatural, dincolo de puterile noastre. Noi nu putem manevra, nu putem manipula, nu putem produce. Nu putem produce așa ceva. Am auzit o blasfemie zilele acestea de la un pastor bătrân care spunea că noi ne-am făcut slujbile așa de bine că nici nu mai este nevoie de Duhul Sfânt. Niciodată, habar nu aveți ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt dacă voi credeți că omul poate să imite și să facă ceva ce numai Duhul Sfânt poate face. Când Duhul Sfânt lucrează, toată lumea știe. Nimeni nu poate produce ce face Duhul Sfânt. Nimeni. Absolut nimeni. În al doilea rând, s-ar putea să vă duceți la adunare și slujbă după slujbă, duminică după duminică, oamenii să nu înțeleagă care este Evanghelia. Să nu se predice Evanghelia. De aceea când auzi o predică moralistă, să facem aia, să nu facem aia, fraților să ne purtăm așa, și nu e nicio vorbă despre puterea Duhului Sfânt, despre moartea Domnului Iisus Hristos pentru noi, despre faptul că El a cumpărat o viață trăită în sfințenie, despre faptul că El a cumpărat o mântuire completă, a cumpărat iertarea tuturor păcatelor. Da? Dacă nu se predică Evanghelia, în mintea ta tu să ai lucrul acesta.
Dom'le, da, eu trebuie să mă port cum spune fratele, eu trebuie să iert, eu trebuie să ascult, eu trebuie să nu mă mai mâni, eu trebuie să nu mai strig, nu știu ce o să predice el. Dar tu fundamentează totul pe Evanghelie și mintea ta tu să completezi. Da, dar nu pot face asta fără Hristos. Da, dar nu pot face asta fără intervenția Duhului Sfânt. Da, dar nu pot face, despărțit de Hristos nu pot să fac nimic. Nimic, absolut nimic, da? Tu trebuie să fundamentezi totul pe Evanghelie, chiar dacă predicatorul nu face asta. El ar trebui să o facă. Dar chiar dacă el nu face lucrul acesta, tu fundamentează totul pe Evanghelie. Duhul Sfânt nu va onora decât predicile care sunt centrate în Domnul Iisus Hristos. Nicio altă predică. Toate lucrurile trebuie să ducă, toate drumurile, toate predicile, toate mesajele, trebuie să convergă, să se ducă spre persoana Domnului Iisus Hristos. În el avem totul de plin. Dacă nu se duce spre Domnul Iisus Hristos, nu există putere. Nu există putere. Și predicatorul care nu duce toate lucrurile spre Domnul Iisus Hristos nu va avea parte de prezența manifestată a Duhului Sfânt. Dar și dacă el nu face lucrul ăsta, fă-o tu din bancă. Fă-o tu din bancă și eu vă recomand lucrul acesta. Vă rog să faceți lucrul acesta. Vă implor să faceți lucrul acesta. Dacă predicatorul n-a spus nimica despre Domnul Iisus Hristos, trage la urmă de mânică, indiferent cine e el. Frate, nu ne-ai spus nimic despre Domnul Iisus. Frate, nu ne-ai spus nimic despre Mântuitorul nostru. Frate, nu ne-ai spus nimic despre faptul că viața pe care tu mi-ai predicat-o nu se poate trăi decât prin puterea Duhului Sfânt. Frate, mi-ai pus un bagaj de porunci pe mine în dimineața asta că m-ai nenorocit, mi-ai rupt spatele, m-ai terminat, mi-ai rupt picioarele. Eu nu pot să împlinesc ce spui tu acolo la învon, frate. Nu pot să împlinesc. Nu mi-ai dat nicio speranță dimineața asta. Nu mi-ai dat niciun curaj dimineața asta. Nu mi-ai dat nimic care să mă facă să mă duc cu îndrăzneală de la biserică. Mai omor, mai terminat. Cu poruncile lui Dumnezeu mai terminat. Cu lucrurile, cu îndemnurile cuvântului lui Dumnezeu. Dar nu mi-ai spus nimic despre Hristos care mă ajută și că despărțit de el nu pot să fac nimic. Și nu mi-ai spus nimic de Duhul Sfânt, de puterea lui, de prezența lui, de plinătatea lui. Mai terminat, mai omorât. Spune lucrul ăsta predicatorului. Spune lucrul ăsta păstorului tău. Spune, du-te și spune, trage-l de mânică. Că dacă nu-l trage de mânică nimeni, duminică după duminică, după duminică, după duminică, lună după lună, va nenoroci adunarea cu moralism, cu moralitate. Moralitate găsim și în lume la atei. N-avem nevoie de asta. Noi avem nevoie de o viață creștină trăită prin Hristos, prin puterea Duhului Sfânt. Dacă păstorul tău, predicatorul care în dimineața aceea predică, nu face lucrul ăsta, trimite un belet, du-te și vorbește cu el, trezește-l. E de datoria ta. E de datoria ta. Deci, nu doar să fundamentezi totul pe Evanghelie când tu asculți ceea ce spune el, ci dacă el nu fundamentează totul în Evanghelie, du-te și vorbește cu el, du-te și atrage atenția. 3. Deci te rogi, fundamentezi totul pe Evanghelie. 3. Fă totul prin Duhul Sfânt. Fă totul prin Duhul Sfânt. Înțelegeți, slujba adunării lui Hristos este o slujbă a mădularilor trupului lui Hristos, mădulare care sunt înviate, făcute mădulare, făcut oameni mântuiți prin Duhul Sfânt, puse în trupul lui Hristos prin Duhul Sfânt, care au viață din Duhul Sfânt. Tu când te duci acolo, nu spui, îți spun și eu rugăciunea, cânt și eu împreună cu toată lumea, ascult și eu împreună cu toată lumea. Nu! Când te rogi, conștient, depinde de puterea Duhului Sfânt. Vreau să mă rog prin Duhul Sfânt, călăuzit de Duhul Sfânt după cuvântul lui Dumnezeu. Prin puterea Duhului Sfânt. Energizat de Duhul Sfânt, îndemnat de Duhul Sfânt. Când cânt, vreau să cânt prin Duhul Sfânt. Nu pot să cânt o cântare, eu nu vreau să cânt o cântare doar cu mintea, doar cu gura. Eu vreau să cânt o cântare prin Duhul Sfânt. Eu vreau să ascult predica asta prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt să dea putere să înțeleg ce ascult, să împlinesc ce ascult. Da? Depinde conștient de lucrarea Duhului Sfânt. Depinde conștient de lucrarea Duhului Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt ca să ne rugăm. Zice că Scriptura că nu știm cum să ne rugăm. Nu știm cum să ne rugăm. Nu putem să înțelegem nimic din Scriptură. Suntem ca niște surzi care ascultăm predica dacă nu înțelegem că avem nevoie de iluminarea Duhului Sfânt ca să înțelegem măcar. Nu să împlinim. Până la împlinire mai este mult. Ca să înțelegem avem nevoie de lucrarea Duhului Sfânt. În mod conștient la fiecare parte din slujba bisericii, roagă-te în mod conștient. Depinde în totalitate de Duhul Sfânt. Depinde în totalitate de Duhul Sfânt. Altfel suntem terminați ca biserică. Și de asta adunările noastre sunt ca niște cimitire, multe dintre ele. Nu se întâmplă nimic acolo. Este o lucrare omenească, bine pusă la punct. Poate vine multă lume, poate îi ceremonie, poate îi slujbă, poate îi sărbătoare, poate îi ritualuri, poate lumea e satisfăcută că li s-au împlinit așteptările sau preferințele lor, dar e moarte spirituală, nu-i viața acolo. De ce? Pentru că nu-i făcut prin Duhul Sfânt. Scurt. Nu-i făcut prin Duhul Sfânt. Trebuie să ne rugăm prin Duhul, să predicăm prin Duhul și doar atunci când facem lucrul acesta, Duhul Sfânt va lucra cu putere. Este o diferență foarte mare
între a te ruga cu mintea și a te ruga cu Duhul, a cânta cu mintea și a cânta cu Duhul, a predica cu mintea și a predica cu Duhul, a asculta cu mintea și a asculta cu Duhul. O diferență foarte mare. În primul caz este o lucrare sufletească, în al doilea caz este o lucrare duhovnicească. În primul caz e ceva produs de tine, de mintea ta, de tine. În al doilea caz este ceva lucrat de Duhul Sfânt, da, prin mintea ta, prin voința ta, prin sentimentele tale. Duhul Sfânt îți ia în control, în călăuzire, personalitatea ta. Sunt chestiuni distincte. Sunt chestiuni distincte. Doar așa putem să vedem, doar așa putem să vedem în adunare lucrarea Duhului Sfânt. 4. Du-te cu așteptări. Vă mai așteptați la ceva la slujbe? Foarte interesant. De la slujbele de închinare, cum vreți dumneavoastră să le numiți, vă așteptați să se întâmple ceva? Eu nu mă refer la miracole, la vindecări sau nu știu ce fel de lucruri de felul acesta. Deși Dumnezeu poate să facă ce vrea El și face ce vrea El. Să te aștepți ca Dumnezeu să mântuiască pe cineva. Să te aștepți ca Dumnezeu să-ți vorbească. Să te aștepți ca Dumnezeu să te străpungă cu cuvântul Lui. Să te aștepți ca Dumnezeu să-ți dea un răspuns. Să te aștepți ca Dumnezeu să te lumineze. Să te aștepți ca Dumnezeu să te îndrume. Să te aștepți ca Dumnezeu să facă ceva, să lucreze ceva ce noi nu putem face. Du-te cu așteptări. Probabil că nu mai vedem nimic din lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu lucrează până nu ne ducem cu așteptări de la Dumnezeu, până nu înțelegem că acolo nu e lucrare omenească sau nu trebuie să fie lucrare omenească, ci trebuie să fie o lucrare pur dumnezeiască, pur dumnezeiască. Du-te cu așteptări. Și ultimul lucru, că e târziu și sâmbătă seara, mai presus de orice, mai presus de orice, du-te să auzi vocea lui Dumnezeu din Scripturi. Vă spun o întâmplare. Cred că e destul de recentă. La un pastor bătrân. A predicat, nu vă mai spun despre cine și despre ce, dar despre un autor român care e mort, foarte cunoscut în țara noastră. Da? Un român care a scris poezie, a scris literatură și a tot spus despre el, da? Povestit și s-a ridicat un frate în adunare. În timp ce s-a predicat despre Eminescu, s-a ridicat un frate în adunare și a spus: frate, vrem să ne spui ceva despre Domnul Iisus. Ce lecție mai bună ai nevoie decât aceasta? Un om înțelept din adunare care a spus: domnule, oprește-te, lasă-ne cu Sadoveanu, cu Eminescu sau pe cine ai predicat tu, spune-ne ceva din cuvânt despre Domnul Iisus Hristos. Noi vrem să-L auzim pe Dumnezeu, noi vrem să auzim povești nemuritoare. Sunt atâția oameni care se suie la anvoane cu retorică, cu povești, cu ilustrații, cu discursuri care doar gâdilă sentimentele, care nu spirituale și nu duhovnicești, pentru că nu vin din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu sunt din Scripturi. El nu s-a chinuit acasă ca să vină cu cuvântul lui Dumnezeu. El a venit cu lucrurile lui, din capul lui, produs de mintea lui, nu din cuvântul lui Dumnezeu. Și nu Duhul Sfânt nu va onora poveștile, ascultați-mă. Duhul Sfânt nu va onora o predică numai cu ilustrații. Duhul Sfânt nu va onora o predică numai cu experiențe, numai cu vedere, numai cu idei, numai cu vise, numai cu lucruri trecute din capul nostru. Lucrurile astea n-au niciun loc la învor. Niciun loc, niciun loc. Acolo trebuie să mă duc să spun cuvântul lui Dumnezeu. Acolo trebuie să mă duc să expun voia lui Dumnezeu, care este o voce vie. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Când eu mă așez ca predicator sub autoritatea lui și îl vocalizez așa cum este scris în cuvântul lui Dumnezeu, în dependență de Duhul Sfânt, atunci lucrează Duhul Sfânt. Când audiența se așteaptă să audă ceva de la Dumnezeu, atunci lucrează Duhul Sfânt. Atunci este o întâlnire supranaturală. Este o întâlnire supranaturală condusă de Duhul Sfânt. De ce? Pentru că predicatorul spune: eu n-am nimic de spus de la mine. Eu vreau să spun ceva ce Duhul a inspirat. Pentru ca Duhul să lucreze, Duhul să ilumineze, Duhul să implementeze, Duhul să transforme, Duhul să mântuiască, să sfințească prin cuvântul acesta, da? Mai presus de orice, du-te la biserică să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, tragedia știți care este? Că dacă din anumite adunări s-ar scoate muzica, nu s-ar mai duce nimeni acolo. Nu s-ar mai duce nimeni acolo. Știți de ce? Pentru că oamenii pentru asta se duc acolo. Se duc pentru muzică, nu se duc pentru cuvântul lui Dumnezeu. Se duc să aibă o experiență extatică, emoțională, firească, sufletească, o experiență care atinge partea noastră senzorială, partea noastră sentimentală, emoțională. Ei nu se duc acolo ca să întâlnească cu Dumnezeu. Ei nu se duc acolo să-L audă pe Dumnezeu vorbind. Dacă Dumnezeu ți-a spus: vreau să-ți vorbesc în seara asta, gură către gură, te-ai duce să te întâlnești cu El? Ai spus: da, dacă s-ar întâmpla asta, m-aș duce. E, asta se întâmplă când cineva deschide Biblia. Asta se întâmplă când cineva deschide Biblia și expune voia lui Dumnezeu.
Și când adunarea se așteaptă ca să audă vocea lui Dumnezeu, să audă vocea lui Dumnezeu, să-L audă pe Dumnezeu vorbind. Da? Când nu vede un om. Când nu vede un om, ci ea vrea să audă pe Dumnezeu. Vrea să audă pe Dumnezeu. Mai presus de orice, mai presus de orice, du-te să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Și vă dau un sfat. Dacă te duci și n-auzi cuvântul lui Dumnezeu, ar fi interesant să faci testul ăsta odată. Dacă mai mult din predica aia sunt povești, ilustrații, experiențe, păreri, combinații, idei interesante, dar nu-i cuvântul lui Dumnezeu, du-te și spune-i predicatorul ăla și păstorului tău să predice Scriptura și să-L predice pe Hristos, nu povești, că nu te interesează povești. Poate mă întrebați, nu, Dumnezeu o să mă bată dacă mă ating de unsul Domnului și îi spun așa ceva unsului Domnului. Nu, nu o să te bată Dumnezeu, o să te bată dacă nu-i spui. Pentru că ăla, unsul Domnului, n-are niciun fel de ungere atunci când el a ales să spună altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. N-are nicio autoritate, nicio ungere, nimic. Ungerea și autoritatea unui predicator nu vine din faptul că și-a pus mâinile cineva peste el. Nu vine din faptul că l-a hirotonisit cineva. Nu vine din faptul că l-a ordinat cineva. Nu vine din faptul că cultul i-a dat girul. Nici vorbă de așa ceva. Autoritatea și ungerea unui predicator vine dacă el stă sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și predică cuvântul lui Dumnezeu. Expune doar cuvântul lui Dumnezeu. Asta e singurul mod în care el câștigă autoritate. Nu că el spune, eu sunt păstorul ales de biserica asta. Nu contează. Eu am ungere, eu sunt omul lui Dumnezeu. Nu ești dacă nu predici cuvântul lui Dumnezeu. Nu ești. Ești egal cu zero. Ești egal cu zero. Du-te și spune predicatorului, frate, n-ai predicat cuvântul. Mi-ai spus povești, mi-ai spus experiențe, mi-ai spus psihologie, mi-ai spus de prin cărțile pe care le-ai citit tu, mi-ai spus din tradiție. Nu mă interesează, frate, nu ne interesează. Noi vrem să-L auzim pe Dumnezeu, frate. Ești prea puțin important, frate predicator, frate păstor, frate evanghelist. Ești prea puțin important ca să ne spui ideile tale și experiențele tale. Indiferent cât de înțelept ai fi tu, indiferent câte experiențe ai avea tu, niciodată nu o să ne poți spune ce ne spune Dumnezeu. Niciodată. Și ca să faci înlocuirea asta, între ce vrei tu să ne spui și cuvântul lui Dumnezeu, doar cuvântul lui Dumnezeu, să faci înlocuirea asta, îți trebuie un curaj. Ori ceva demonic ca să poți să faci treaba asta, ori e o ignoranță crasă. Ca să ai curajul să faci așa ceva. Din păcate se întâmplă multe adunări. Oițele Domnului se duc acasă flămânde pentru că unii au ales să spună poveștile lor, ilustrațiile lor, experiențele lor, toate lucrurile care le trec lor prin cap sau le-au citit săptămâna aia. Sau le-au discutat cu nu știu cine. Da? Închei. Închei. Am vorbit suficient. Slujbele adunării au fost intenționate de Dumnezeu să fie supranaturale. Să depindă în totalitate de intervenția, de manifestarea prezenței și puterii lui Dumnezeu. Prezenței și puterii lui Dumnezeu. Roagă-te! Fundamentează totul pe Evanghelie. Fă totul prin Duhul Sfânt. Așteaptă să se întâmple ceva și mai presus de orice. Așteaptă-te ca Dumnezeu să-ți vorbească prin cuvântul Lui. Despre asta este vorba. Vă salut, vă doresc să aveți dorințele acestea, să faceți lucrurile acestea, să vă duceți cu așteptările astea la biserică și dacă nu se întâmplă așa cum v-ați așteptat, să faceți demersul pe care trebuie să-l faceți ca data viitoare lucrurile să meargă în voia lui Dumnezeu. Vă doresc o duminică în care să experimentați prezența lui Dumnezeu și puterea Evangheliei. Vă salut!